Salutare tuturor! Bine ați venit pe noul meu canal. Astăzi vom porni într-o călătorie foarte tare, zic eu, mai exact în călătoria Glovo. Eu lucrez de aproximativ o săptămână și jumătate pentru cei de la Glovo și aș vrea să vă împărtășesc și voi experiența mea, să vedeți exact cum este, dacă merită, dacă există beneficii, dezavantaje, cât câștig aproximativ pe norma de lucru pe zi, ce ar fi cel mai important de menționat la Glovo și ce consider eu că ar mai trebui schimbat, pentru că de multe ori afectează foarte mult munca glovorilor. Ei bine, vreau să vă spun că m-am apucat din chestia asta după ce am încheiat un contract de muncă cu o companie la care lucram destul de pe o poziție destul de bună, dar momentan mai am și alte treburi în același timp pe care încerc să le finalizez și am considerat că Glovo ar putea să fie metoda cea mai ușoară prin care eu să-mi împart timpul corect, să pot să îmi gestionez și treburile personale și munca pentru facultate, dar în același timp să fac și un ban care să mă ajute pe mine să supraviețuiesc în jungla urbană București. Da, fac Glovo în București, după cum puteți vedea, fac Glovo cu mașina. Este, să zicem, din punctul meu de vedere, un avantaj și un dezavantaj să faci cu mașina, ca să intrăm deja în avantaje și dezavantaje. Este, din punctul meu de vedere, un avantaj și un dezavantaj să faci cu mașina. Pe de o parte stai în trafic, pe de altă parte te miști mai rapid decât o persoană care merge pe bicicletă, dar nu la fel de rapid ca o persoană care merge pe scooter, de exemplu. E adevărat că ești în confortul proprii mașini, nu te deranjează nimeni, nu ești expus vremii nefavorabile, întotdeauna ai confortul tău personal, poți să mănânci, poți să fumezi, poți să faci ceea ce dorești să faci mai exact în mașina ta. Acum, dezavantajul principal ar fi, cum am zis, legat de trafic. Cred că asta este cea mai proastă investiție din punct de vedere al Glovo-ului cu mașina. Faptul că petreci foarte, foarte mult timp în trafic. Până acum, până din ce am observat, bine, făcând de o săptămână jumate, vă dați seama că n-am apucat să văd foarte multe legat de acest loc de muncă al Glovo, dar am înțeles de la alți Glover care deja făceau și în timpul coronavirusului că atunci era mult mai bine. Adică oamenii erau mai dorniși să tipsuiască, să zicem. De asemenea, primeau și mult mai multe comenzi. Vă dați seama, e și normal, oamenii stând în casă trebuiau să mănânce și ceva și știm cu toții că de cele mai multe ori ne e lene să gătim, așa că e mai eficient să comandăm. Acum, de când s-au ridicat restricțiile, însă situația s-a schimbat într-o oarecare măsură. Sunt în continuare foarte mulți Glover pe București, deși s-au dat drumul reînscrierilor la Glovo. Totuși, numărul Gloverilor pe București este unul foarte ridicat. Posibilitatea de a găsi un program deschis adică se poate, nu e să zici că nu ai avea loc să muncești, dar trebuie să fii foarte atent că atunci când se deschide calendarul să fii sigur că ai pus mâna pe programul respectiv, pentru că este foarte posibil altfel săptămâna respectivă să nu ai ce să faci. Bine, este foarte important de menționat că de cele mai multe ori în ziua în care ai programul respectiv se eliberează ore, adică mi s-a întâmplat să trebuiască să verific pe calendar lunea pentru, să zicem, joi, vineri și așa mai departe. Nu am găsit ore libere pentru că m-am uitat prea târziu pe calendar, dar joi, de exemplu, când am intrat pe calendar, erau aproape toate orele libere. Adică oamenii mai renunță la ele din motive personale, desigur. Așa, am abordat și tematica asta. Acum, hai să vorbim puțin despre beneficiile Glovo în general. Păi, în primul rând, nu ai șef. Cred că asta este... Bine, ai șef, dar nu ai șef. Nu știu cum să vă spun. Ești subordonat cuiva, dar nu ai niciodată o interacțiune directă cu el. Practic, ești propriul tău șef, tu îți gestionezi timpul, tu decizi cât muncești, cum muncești și de ce alegi să muncești în timpul respectiv. Practic, totul depinde de tine, în proporție de 90% depinde de tine.
de timpul pe care îl petreci la locul de muncă. Desigur, aici mai intervin alte aspecte precum timpul nefavorabil sau traficul sau care mai te pot da înapoi. Însă, per total, ești propriul tău șef, tu îți decizi cam absolut tot ceea ce faci în ziua respectivă la Glovo. Alt beneficiu foarte important este că acum depinde pe ce mijloc de transport folosești, ce mijloc de transport alegi să folosești. Cu mașina trebuie întotdeauna să-ți iei în calcul consumul mașinii de carburant, de asemenea trebuie să-ți iei în calcul uzura mașinii pentru că este foarte important, dar în general îți scoți partea, să zicem, adică nu e să zici că te bași cu mașina și gata, o să fie nașpa pentru că nu ai cum să câștigi bani. Nu, poți să câștigi bani frumoși chiar și cu mașina. Într-adevăr, este, cum am zis, mai păcătos din punct de vedere al consumului de carburant și al uzurii mașinii. Dacă faci schimb cu bicicleta, din câte am înțeles de la alți glovări, e destul de fain pentru că ai timp să te miști mult mai rapid prin trafic, bicicleta nu necesită reparații foarte mari, nu pierzi timpul, nu consumi bani pe carburant, ceea ce înseamnă că cam tot ceea ce faci intră în buzunarul tău, ceea ce este din punctul meu de vedere super fain. Pe scooter rămâne situația stabilită ca la bicicletă, în sensul că te miști mai repede prin trafic, dar aici la fel vei consuma carburant, dar vei avea mai multe comenzi, mai mult ca sigur. Alte beneficii. Ce ar mai putea să fie un beneficiu? Păi, în primul rând, interrelaționezi cu oamenii, adică ai parte de interacțiune continuă cu oameni și cu parteneri, înveți zona în care stai, de cele mai multe ori Glovo îți permite să îți dea comenzi cam în zona în care tu ești, desigur se mai întâmplă să te mai trimite și mai departe și apoi te face să lucrezi pe o anumită zonă, deși poate tu nu vrei să lucrezi pe zona respectivă, asta putem să-l trecem la dezavantaje, dar o să discutăm puțin mai târziu despre el. Preponderent, ideea este că tu în momentul în care decizi să faci Glovo, îți iei în calcul faptul că vei avea un timp pe care tu îl vei dedica acestei munci. Automat, dedicând acest timp acestei munci, va trebui să fii recompensat pentru munca ta și acest lucru se poate efectua doar dacă tu muncești constant și te implici foarte mult. Cred că asta se aplică la toate joburile, nu numai la Glovo și așa mai departe. Dar pot să vă spun din proprie experiență de până acum că eu, de exemplu, nu m-am implicat foarte mult, nu am muncit extraordinar de mult și pot să zic că am făcut niște sume frumușele, să zicem, adică pentru cât am muncit, eu zic că a fost destul de bine. De exemplu, săptămâna trecută, pe o săptămână întreagă de muncă, reprezentând de luni până sâmbătă, dar de luni până vineri am lucrat preponderent cam undeva la 8 ore, undeva pe acolo, iar sâmbătă cred că undeva la vreo 4 ore, dacă nu mă înșel. Bine, oricum chestiile astea diferă, pentru că pe program a fost stabilit cu totul altfel, nu mai știu sigur dacă au fost 8 ore exact și așa mai departe. Dar cam în săptămâna respectivă am făcut undeva la 750 de lei. Scăzând benzina consumată pentru o săptămână întreagă, să zicem aproximativ un 120 de lei, să zicem că am rămas undeva la 600 și un pic, mai scazi comisionul către compania, către partenerul cu care tu lucrezi, care se raportează de regulă la sumă și este, de exemplu, un procent de 6-8%. Sunt parteneri care oferă 5, alții care cer, pardon, nu care oferă, care cer 5, alții cer 6, alții cer 8, alții cer 9, adică diferă foarte mult, acum depinde de voi. Și mai este de asemenea impozitul către stat. Să zicem că un total ar fi de undeva la 90 de lei, să zicem undeva pe acolo, sau hai să zicem un 80 de lei, la 750 de lei, să zicem că undeva la 80 de lei îi vei da către stat și impozitul către partener. Acum mai este o chestie foarte importantă. Deși tu dai acel comision către partener,
ți-ți rămâne o sumă destul de frumoșică. După cum v-am zis, mie undeva cam din 750 de lei, scăzând 120 de lei benzina, asta înseamnă 630, minus 80 de lei comisionul și așa, mie mi-ar rămâne cam undeva la vreo 550 de lei. Ceea ce e destul de bine, adică dacă faci un calcul, 550 de lei ori 4 săptămâni, asta ar însemna undeva la 2200 de lei net. Deci cam cu atât ai rămâne tu net dacă ai lucra 6 zile pe săptămână, din care doar 5 din ele ai lucra câte 8 ore. Eu zic că e bine, având în vedere că media, adică minimul pe economie este de 1200 de lei net și îți dau undeva la vreo 50 și ceva de lei pe 8 ore de muncă, iar tu dacă stai 8 ore la Glovo, faci undeva la 150, depinde de zi, poți să faci 150, 180, 200, am întâlnit băieți care au făcut 300 de lei într-o zi, adică diferă foarte mult de implicare. Mai trebuie să vă mai luați în calcul că primiți și tips, iarăși foarte important, depinde foarte mult de voi, încă o dată, adică oamenii vă vor da tips dacă voi veți arăta că sunteți oameni cum trebuie, dacă veți livra mâncare la timp și dacă totul va decurge bine și cu partenerul, dacă vă veți mișca rapid și așa mai departe. Acum, hai să discutăm puțin despre dezavantaje, că eu cred că ar trebui și astea să le luăm puțin în calcul. În ceea ce privește dezavantajele, principalul este faptul că pierzi foarte mult timp în trafic, ești blocat, mai ales dacă faci cu mașina, ești blocat 8, 10 ore, 12 ore, sunt oameni care fac și 12 ore de Glovo, cred, 10 știu sigur, dar 12 bănuiesc că mai sunt câțiva care fac și 12, dar ești blocat 10 ore în mașină, adică, da, într-adevăr, te mai duci de colo-colo, mai ridici mâncare, o duci la client și așa mai departe. Un alt dezavantaj este că de cele mai multe ori, să zicem că există situații pe care nu ți le iei în calcul, situații neașteptate, neprevăzute, care s-ar putea să te pună într-o imagine proastă pe tine ca angajat. Adică, desigur, toate de obicei se întâmplă să intri în acele situații din cauza ta, pentru că poate nu știi cum să le gestionezi și faci un lucru neconform cu ceea ce trebuia să faci de fapt. De exemplu, pot să vă dau o situație. De curând am avut de trimis două comenzi în același timp, fapt iarăși un dezavantaj foarte mare pe care eu îl consider pentru Glovo, adică echipa de la Glovo îți asignează ție sau softul îți asignează ție două comenzi în același timp, mai ales pe timp de seară, pe timp de ploaie, dacă te prinde într-o vreme nefavorabilă, este destul de dificil. Am mers, am ridicat comenzile, am plecat de la locație, iar pe aplicație, pe aplicația Glovo, mi-a părea că trebuie să livrezi prima dată comanda mai mare, adică la un băiat, mă rog, nu are sens să-i dau numele și așa mai departe. Am ajuns la destinație, am scos punga, ce-i drept, din greșeala mea, din vina mea, am scos punga din ghiozdanul Glovo, punga cea mai mare, și am întins-o clientului fără să mă uit exact pe cod, fără să-l întreb pe client dacă este respectivul client, și apoi am plecat. Am ajuns la cea de-a doua destinație, am dat clientului produsele, mi-a dat bănuții pentru că el trebuia să plătească cash și am plecat. Ca apoi să realizez, după ce m-a sunat cel de-al doilea client, că eu de fapt încurcasem comenzile. Desigur, a fost vina mea, recunosc că în totalitate a fost vina mea, pentru că nu am fost atent, trebuia să verific. Însă pe aplicație mi-a părea că trebuia să livrez prima dată la clientul cu comanda mai mare, ceea ce automat m-a încurcat puțin. Nu întotdeauna suportul va fi activ. Există situații în care de supraaglomerare, de exemplu, ieri am fost la McDonald's și eram poate 35-40 de Glover care așteptam să ridicăm comenzi, iar în momentul în care McDonald's a zis pas, nu mai poate să mai facă față, în același timp și Glovo n-a mai făcut față, adică chatul nu a mai răspuns, băieții de la sediu Glovo n-au mai răspuns la telefon, toată lumea era în delir, am văzut colegi care efectiv au avut comenzi anulate pentru că McDonald's nu mai făcea față. Ăsta ar fi un dezavantaj enorm. Cred că le-am menționat pe toate. Din punctul meu de vedere, oricum, este o experiență faină. Uite, de exemplu, iarăși un dezavantaj, sunt perioade în care ai comenzi, sunt perioade în care n-ai comenzi. Astăzi am ieșit 3 ore și
Deja au trecut 15 minute din program, iar eu nu am nicio comandă până acum și stau deja, v-am zis, de 15 minute și nu n-a bipăit telefonul, ceea ce mă cam deranjează. Dar în orice caz, cam asta este ceea ce am vrut eu să vă prezint legat de Glovo. Este interesant în orice caz, adică este o experiență foarte faină, mai ales dacă vreți să mai ieșiți un pic din casă, să vă destindeți, să vedeți zonele Bucureștiului, să cunoașteți oameni noi, comunitatea Glovo, băieții de la Glovo pe care îi vedeți pe traseu, băieții sau fetele, că nu fac discriminare, sunt foarte de treabă, adică o să vă salutați cu ei pe stradă, o să discutați când ridicați comenzile. Clienții nu sunt întotdeauna... Adică în proporție de 90% sunt foarte, foarte buni ca oameni, vă dau tipsuri, sunt super ok. Bine, desigur, dacă voi faceți o prostie, desigur și ei se vor comporta aiurea. Dar în per total experiența de la Glovo este foarte, foarte faină. Eu vă recomand din suflet să încercați, chiar dacă o faceți doar pentru o săptămână, două sau în timpul liber, când veniți de la muncă mai faceți o oră, două de Glovo, un bănuț în plus nu strică și pe lângă toată chestia asta mai vă și destindeți. Adică eu cred că e o experiență super bună. O să mai discutăm despre subiectul Glovo pe parcursul săptămânilor următoare. Chiar vreau să fac o serie cu experiențe din trafic, cu experiențe de la Glovo, în care o să încerc să filmez anumite momente, să mă vedeți cum mă duc pe la diferite comenzi și sper să vă placă conținutul meu, sper să vă placă ceea ce am postat astăzi, sper să vă fie și util, desigur. By the way, puteți să vă băgați la Glovo, deja s-au redeschis înscrierile, din câte știu eu, și vă aștept pe traseu. Ne vedem cu bine. Salut, pa, pa!